Bună tuturor celor din Zodia Gemeni sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Gemeni și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 1-15 martie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc în suflet. Bun, haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem un doi de monede. Sunteți prinși, sunteți acaparați între mai multe situații. Poate fi vorba și de un succes pe care îl veți avea din punct de vedere financiar. Vă vine o sumă de bani, câștigați ceva în plus în săptămâna aceasta sau veți lua niște decizii uh, importante. În ceea ce privește uh, relațiile de dragoste și lucrurile care vă cam zdruncină, pentru că aici, într-adevăr, se va face o alegere. urcă vă aflați într-un trio amoros, urcă sunteți într-o situație pe care nu o mai gestionați, nu o mai digerați, nu o mai doriți în viața voastră și se cere, se cere o schimbare, pentru că uh, există o provocare, există o durere și vreți să ieșiți din zona aceasta și mi se pare că o, veți lua o hotărâre în urma unei discuții, poate aveți de -a face cu zodia Taur sau cu zodia Gemeni. Sunt discuții seara, dar văd că vă aduc și o bucurie, sau puteți ieși dintr-o zonă sau dintr-o situație negativă, dar într-un mod mai brutal, într-un mod mai cum să vă explic, mai dureros. În a doua săptămână din acest interval de timp avem patrul de bute. Celebrați, vă bucurați de liniște. Vreți să petreceți mai mult acasă în săptămâna aceasta sau mergeți, vă vin oameni în vizită sau mergeți voi în vizită la cineva. Posibil să aveți de-a face și cu Zodia Berbe, unii dintre voi. O să vă faceți și planuri de viitor. Văd foarte multă stabilitate și modestie într-o legătură. Poate vezi de face și cu un semn de foc, berbec, o săgetător sau semne de pământ, Taur, fecioară capricorn sau zodia rac. Aici există o persoană care se va deschide foarte mult față de voi și ori vorbim de o iubire pasională care începe să crească în intensitate de faptul că voi v-ați implicat foarte mult, v-ați dedicat, ați fost acolo întotdeauna și această persoană s-a îndreptat către voi sau se îndreaptă către voi. Cu dragoste curată, ori vorbim de un parteneriat, de o reușită într-o legătură cu o anumită persoană. Poate fi și o săptămână în care să nu fiți în cea mai bună formă și să vină cineva să vă viziteze, da, pentru că pare ca o greutate. Unii dintre voi aveți nevoie de niște răspunsuri, aveți nevoie de o confirmare, aveți nevoie de a vă găsi calea de a dintr-o anumită situație și, da, probabil de aceea a ieșit acest... acest acest mod mai brutal de a ieși dintr-o poveste, dintr-o situație, care mai apoi o să vă aducă bucurie pentru că o să vă dați seama că ceea ce s-a întâmplat a fost foarte benefic și trebuia să se întâmple așa. În dragoste vă simțiți mințiți, vă simțiți înșelați, vă simțiți trădați sau manipulați de către persoana iubită și stați și vă bateți capul ce ar trebui să faceți, cum ar trebui să procedați, cum ar trebui să reacționați în situațiile date. Posibil să aveți de face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător, dar și cu semne de foc, bebec, leu, săgetător. Văd că ceva zdruncină un pic liniștea casei, a căminului sau a relației. Revenind în prim plan, niște probleme mai vechi care au fost rezolvate, dar nu în totalitate sau simțiți voi aici ca și cum vi s-ar ascunde anumite lucruri care vă deranjează, cineva minte în toată povestea și voi vreți să știți adevărul, vreți să aflați ce se întâmplă, urmând să vină și o schimbare benefică în viața voastră. Profesional sunteți foarte nemulțumiți, orică nu aveți niciun chef de a merge la muncă, de a munci în perioada aceasta, da, este foarte posibil să fiți voi cu gândurile voastre, inclusiv la muncă, când mergeți, parcă nu aveți stare necesară, nu știu, să stați de vorbă cu persoanele, să vă faceți treaba, adică vreți un progres, dar cred că aveți nevoie de o vacanță, cred că asta se întâmplă aici... O să aveți un succes, poate fi vorba și de un plan, de un proiect care bate pasul pe loc, dar se va mișca în următoarele două săptămâni. Pedica aveți din cauza unei persoane care, până la urmă, va pleca din poveste și o să vă lase să vă faceți treaba cum, cum ar trebui. Pe partea financiară. Aveți multe gânduri necunoscute, sunteți foarte stresați că nu vă ajung banii, că nu o să vă descurcați. Sunt foarte multe gânduri care vă zăpăcesc la propriu. Deci vă gândiți profund la bani, la lipsă și vă simțiți provocați, aveți cheltuieli, apar discuții și cu persoana iubită vis-a-vis -vis de nevoile financiare. Dar apelați la un împrumut sau o persoană vă îndrumă către a reuși, poate, cred că vreți să vi se apropie un împrumut sau așteptați un răspuns pozitiv din partea cuiva. Care ar putea să vă ajute financiar? Sunt anumite variante dar, sau există o anumită persoană care ar putea să vă ajute, dar nu vreți să ajunge sau să apelați la acea persoană și mă duc mult cu gândul la un împrumut. Poate aveți de plătit o rată și asta vă stresează foarte tare sau aveți nevoie de aprobarea cuiva sau o anumită persoană, după cum v-am zis, vă poate ajuta în nevoia financiară pe care o aveți. Pe sănătate... <coughs> Vocea poate fi un pic afectată, dar văd refacere după o perioadă în care lucrurile nu au mers prea bine sau voi ați urmat un tratament care nu a dat randament. Aici mi-apare și o dietă, o dietă poate din cauza unei probleme de sănătate sau pur și simplu unii dintre voi doriți să fiți mai în formă sau vreți să dați jos niște kilograme. Alții dintre voi probabil e ca o necesitate să schimbați ceva în stilul vostru de viață pentru a vă simți mai bine. Atenție la stres, că unii dintre voi vă puteți declanșa glanda tiroidă. Provocarea vine cu justiția. Aveți un proces, poate. Aveți de face cu ziua de abalanță și moartea. Finalul unui proces, finalul unui ciclu, finalul unei situații unde ați cerut dreptate tot timpul. Poate vezi de face și cu zodia Scorpion, se vede clar finalul unei situații care a durat ceva timp. Probabil aici este teama, aici este provocarea că așteptați verdictul într-un proces. Apar niște vești, vești încurajatoare pentru că văd foarte multă abundență, deci poate fi ceva benefic pentru voi dar frica, provocarea să fie pe, pe așteptarea aceasta până vă vine rezultatul până vă vine verdictul se pare că unii dintre voi veți și câștiga uh, sume de bani în urma acestui proces pe de altă parte vorbim și despre o împăcare ori este, uh, poate fi vorba da, și de finalizarea unui divorț și după care toată lumea este fericită sau mă rog sau mai poate fi vorba despre Finalul unei situații care, tot așa, este benefic pentru voi, sau poate unii dintre voi așteptați uh, un răspuns pozitiv în ceea ce privește o sarcină, vreți să deveniți părinți, dar văd lucruri care vin cu viteză în viața voastră și uh, aduc uh, promisiuni realizabile. Iar surpriza vine cu regina de bute, poate aveți de -a face cu un semn de foc, berbecleu o săgetător, o persoană care scoate adevărul la iveală, o persoană care vă ajută să scăpați de o trădare, care readuce speranța în viața voastră și văd și o legătură puternică între voi și această persoană. Nu întâmplător va intra în viața voastră sau nu întâmplător a intrat sau ați cunoscut această persoană pentru care rolul ei. Mi apar și niște amintiri sau renunțați la niște amintiri, traume din trecut, vă vindecați pe sănătate. Deci poate fi o persoană care va juca un rol foarte important în viața voastră și care va aduce o dezvoltare pozitivă, scăpându-vă de uh, trădări, gânduri negative, situații încordate, pagube poate în anumite situații, aducând un nou început în viața voastră. Vă ajută foarte mult să lăsați lucrurile negative, vă ajută foarte mult să lăsați în spate tot ceea ce vă îmbolnăvește într-o formă sau alta. Cred că veți duce o luptă cu voi înși vă. Poate vă doriți foarte mult un nou început, dar nu puteți avea parte de acest lucru pentru că sunteți agățați de anumite amintiri care nu vă dau pace. Poate fi vorba și de înlăturare unei energii feminine care tot v-a trădat, v-a mințit, v-a tras în jos va a provocat, va crea blocaje, dar văd că ieșiți într-un mod sănătos în situația aceasta, mergeți mai departe, aveți de câștigat și după care va trebui să faceți o alegere, o alegere probabil care pe care o veți urma ca să nu mai fiți stresați, agitat sau să nu vă mai duceți pe o, rută care vă creează doar pagubă. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!